Se pregătea la rubrica Metro, este singura colegă serioasă din această echipă. După stai mine, desigur. Să vezi ziarele de săptămâna viitoare. Flavia, bună dimineața! Bună dimineața! Aventura cu troiene de zăpadă acestei ieri este aproape de sfârșit. Viscolul s-a potolit și el, iar de ger se pare că vom scăpa cât de curând, după ce mai dă târcoale un pic prin sudul, estul și centrul țării. Cerul va fi, în general, variabil, cu unele înnorări la munte, unde vor fi fulguieli scurte. Nu scăpăm însă de ceață, care atât dimineața, cât și noaptea, va împânzi zonele joase, dar nici de vânt care va sufla cu putere în estul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 5 și 10 grade, iar cele minime se vor situa între minus 20 și 1 grad. În partea de nord-vest a țării, în zona Maramureșului, vremea se ameliorează, se încălzește din ce în ce mai tare. După cum observăm uitându-ne la hartă, cerul este perfect senin, soarele este generos, un soare cu dinți cei drept, cu temperaturi bune de 7 grade în satul mare, 8 în Baia Mare. Nu stăm foarte rău cu vremea nici în Crișana astăzi, unde, deși momentan cerul este acoperit de nori, pe parcursul zilei vremea se va încălzi ușurel-ușurel cu 4 grade în Oradea 3 în Arad. Să vedem cum stăm cu vremea în Banat. În Timișoara avem parte de ceva norișor și un soare cu dinți, însă în Reșița cerul este perfect senin, nu va ninge, nu va ploua, ceea ce este foarte bine, cu 4 grade în Timișoara, 7 în Reșița. În Oltenia, din păcate, temperaturile sunt în continuare mai mici decât în restul teritoriului. Avem parte de ceva raze de soare, dar doar în nordul teritoriului. Ceață atât în Craiova cât și în Slatina, în Drobeta, Târgu Severin, cu minus 3 grade, Craiova-Slatina, 3 grade în Râmnicu-Vâlcea. Vorbim mai departe despre Transilvania, unde harta este foarte, foarte frumoasă, foarte luminoasă, foarte galbenă, soarele este generos. Nu avem astăzi nici ploi, nici nisori. În Cluj vom avea parte de ceva ceață, la fel ca și în Deva, cu următoarele temperaturi. Avem un miercuri aciuc, o maximă de 2 grade, temperaturi pozitive în comparație cu zilele trecute, 3 grade în Sfântul Gheorghe, 6 grade, o temperatură destul de bună în Sibiu, iar din Brașov, Dana ne spune bună dimineața. Dana, bună dimineața, se schiază la voi acolo? Bună dimineața, da, se schiază foarte bine, este pentru prima dată în această iarnă când se schiază pe toate pârtile, atât pe cele de pe Valea Prahovei, cât și pe cele din Masivul Postăvaru. La munte, dacă ajungeți, trebuie să știți că zilele acestea este foarte, foarte frig, în special în cursul nopții. Acum sunt minus 10 grade la Brașov, chiar dacă a ieșit soarele, iar azi noapte am avut minus 18 grade. Pe parcursul zilei însă se mai încălzește, vom avea chiar temperaturi pozitive de 2-3 grade Celsius. Sărămâna, ai văzut că dacă cerem, 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 ni se dă, slavă Domnului că a nins în sfârșit și am avut și noi iarnă. Cu probleme cu tot, dar uite că s-au mai dezmorțit lucrurile în partea turistică, mai ales la voi acolo. Ne vedem peste o oră, Dana. Flavia! Vremea se încălzește și pe teritoriul Moldovei, în afară de ceva ceață, în Iași, Bacău, Focșan și de câțiva norișori pe cer. Situația este bună în comparație cu zilele trecute, la fel și temperaturile, avem 0 grade în Suceava, minus 1 grad, Botoșan, Iași, minus 3 grade, un pic mai frig astăzi în Focșan. Coborâm în Dobrogea, unde cerul este acoperit de nori, nici urmă de soare astăzi, însă nu va ploa, nu va ninge, vântul va sufla destul de intens spre seară, cu 0 grade în Tulcea, 3 în Constanța. Vorbim mai departe despre Muntenia, unde avem ceață în sudul teritoriului, Alexandria, Giurgiu, cer acoperit de nori, Călăraș, Slobozia, Brăila, în rest o vreme destul de bună pentru această perioadă. Începe ușor-ușor să se încălzească și aici, cu 3 grade în Târgoviște, Pitești, 2 grade în Ploiești, 1 grad în Buzău. În capitală de dimineață se înregistrau minus 5 grade, iar maxima zilei nu va depăși minus 1 grad. Meteorologii ne anunță că vremea începe ușor-ușor să se încălzească și în capitală. Nu va ninge, nu va ploa. Iar eu de aici, de la Neasa, vă pup și să aveți o zi frumoasă! Mulțumim!